Dacă ești mai atent în legătură cu produsele alimentare pe care le consumi, atunci e important să știi că ingredientele sunt trecute pe ambalaj în ordine descrescătoare a cantității. Asta înseamnă că primul ingredient din listă este cel mai abundant, următorul este al doilea în cantitate și tot așa. Ingredientele vor fi mereu trecute în această ordine deoarece asta impune legea, ceea ce înseamnă că dacă îți cumperi vreodată un suc natural de portocale și vezi că portocalele sunt ultimul ingredient din listă, atunci ăsta e un indicator destul de bun că sucul nu e tocmai de portocale, ci mai degrabă e un suc de zahăr, sirop de porumb și proteine izolate din soia sau ceva. Iată o metodă foarte ușoară de a înmulți un număr cu 9. Întinde mâinile în fața ta și uită-te la degete. Cel mai probabil ai 10, ceea ce este ideal pentru tehnica următoare. Să presupunem că vrei să înmulțești 9 cu numărul 3. Tot ce trebuie să faci este să strângi al treilea deget începând din stânga. Asta va separa degetele tale în două regiuni, o să le zicem stânga și dreapta. Rezultatul înmulțirii tale va fi numărul de degete din stânga alături de numărul de degete din dreapta, adică în acest caz 27. Să presupunem că înmulțești 9 cu 7, același lucru. Strângi al șaptelea deget și rezultatul înmulțirii este vizibil instant, 6 și 3, 63. Probabil mulți dintre voi vor spune în comentarii că știți deja tabla înmulțirii și nu aveți nevoie de ajutor să înmulțiți cu 9. Și da, așa este în majoritatea cazurilor. Totuși, această tehnică este interesantă și distractivă. Poți învăța foarte ușor copiii să facă acest calcul și poate nu strică nici adulților în momentele în care tocmai au terminat a 9-a bere și încep să-și numere banii ca să știe dacă să o comande pe a 10-a. Apropo, dacă ești un adult și ți-e teamă că parcă bei cam mult alcool, uite o șmecherie simplă care te va face să bei mai puțin. Pare cam simplistă la prima vedere, dar este dovedit științific că reduce cantitatea de alcool consumată. Dar, înainte de asta vreau să vă pun o întrebare. O întrebare simplă. Care dintre cele două linii este mai lungă? Cea orizontală sau cea verticală? Mai toată lumea ar spune că aceasta este linia mai lungă, dar adevărul este că sunt egale. Aceasta este o iluzie clasică și se datorează faptului că ochiul uman percepe liniile verticale ca fiind mai lungi decât cele orizontale. Acum că știți asta, va avea mai mult sens atunci când vă zic că pentru a consuma mai puțin alcool, trebuie să beți din pahare înalte și subțiri. Când torni într-un pahar scurt și lat, ai tendința să torni mai mult decât crezi. Chiar și barmanii cu experiență fac greșeala asta. Un studiu a demonstrat că, în medie, oamenii toarnă cu 30% mai mult alcool într-un pahar mic și gras decât într-un pahar înalt și subțire, ceea ce înseamnă că au tendința să consume mai mult alcool decât intenționează. Dacă băuturile alcoolice nu sunt pentru tine, nu-ți fă griji. Avem și niște șmecherii pentru suc, cel ambalat în cutie de carton în acest caz. Probabil am consumat cu toții astfel de sucuri, mai mult sau mai puțin naturale. Nu uita să verifici ordinea ingredientelor, asta știi deja. Dar un lucru mai puțin cunoscut este faptul că folosim aceste cutii complet greșit. Sucul nu trebuie turnat așa, cum face majoritatea oamenilor. Procedând astfel, se vor crea bule de aer în cutie care vor face sucul să curgă împrăștiat și să ne stropim. Cu toții am pățit-o. Tot ce trebuie să faci este să învârți cutia și să torni astfel, iar sucul se va scurge limpede și netulburat ca o cascadă lină de munte. Un alt lucru pe care trebuie neapărat să-l știi este faptul că pisicile, în anumite condiții, sunt absolut îngrozite de castraveți. Dacă pui un castravete în spatele unei pisici când nu se așteaptă, atunci când se va întoarce și va vedea leguma, o va lua razna. Internetul este plin de filme care demonstrează acest fenomen bizar și ciudat e faptul că nu prea se știe de ce se întâmplă asta. Se speculează că are legătură cu instinctele pisicilor și că ele au impresia că acel castravete e un șarpe sau ceva. Dar în orice caz, v-am spus acest lucru nu ca să vă distrați de minune cu pisica voastră de acasă. În niciun caz nu v-am spus-o ca să faceți asta. V-am spus-o ca nu cumva să lăsați din greșeală un castravete în spatele pisicii voastre. Ca să fie clar, da? Top 8 nu recomandă speriatul pisicilor cu castraveți. Dacă vreți să vă topurați pisica cu ingrediente de salată, consultați mai întâi un specialist. Dacă ai mai multe baterii și nu știi care dintre ele este încărcată, există o metodă simplă prin care poți să verifici. Tot ce trebuie să faci este să dai drumul unei baterii sau o lași să cadă pe masă sau pe o suprafață plată de la câțiva centimetri. O baterie veche și uzată va sări vizibil la contactul cu masa, pe când una nouă va cădea neclintită ca o piatră și de multe ori va rămâne în picioare. Acest truculeț funcționează fantastic cu bateriile alcaline.
doar să nu încercați cu bateria de la mașină. Nimănui nu îi place să fie mințit, iar dacă vrei să reduci posibilitatea asta, există un studiu care s-ar putea să te ajute. S-a descoperit că, în general, oamenii mint cel mai mult în timpul conversațiilor telefonice și cel mai puțin în cadrul unui e-mail, discuțiile față în față fiind undeva pe la mijloc. Se speculează că oamenii mint mai puțin în e-mail-uri deoarece vorbele lor rămân înregistrate și pot fi verificate oricând, dezvăluind o potențială minciună grosolană. Conversațiile în timp real sunt mai spontane, nefiind la fel de cântărite ca e-mail-urile și tind să producă mai multe minciuni ca urmare a unor întrebări incomode și neașteptate. La telefon se minte cel mai mult pentru că nici măcar nu vezi persoana și fața ta nu poate să-ți trădeze niciodată vorbele. Știind acestea, dacă vrei să-ți maximizezi șansele de a afla adevărul, cere cuiva să-ți trimită un e-mail. Hai să facem un experiment. Gândește-te la o persoană din viața ta, o persoană cu care petreci mult timp și cu care te înțelegi. Acum, gândește-te la lucrurile pe care nu le suporți la persoana respectivă. Te-ai gândit? Păi, îmi pare rău să-ți zic, dar acele lucruri care nu-ți plac la acel om sunt de fapt lucruri care nu-ți plac la tine. Oamenii cu care interacționăm în fiecare zi sunt ca niște oglinzi ale propriei noastre personalități. Subconștient căutăm să ne regăsim în ei și toate acele probleme interne pe care le avem, dar la care am preferat să nu ne gândim foarte mult, reies în antipatiile noastre față de alții. Aceeași situație este valabilă și la lucrurile pozitive. Dacă apreciez foarte mult la un om calitatea X, înseamnă că acea calitate X este una pe care o regăsești în tine și de care ești mândru. Acesta este un principiu psihologic vechi și bineînțeles că nu este 100% valabil în toate cazurile. Dar este un punct de plecare foarte bun, mai ales când ai de-a face cu o persoană pe care nu o suporți. În loc să te enervezi și să-ți consumi energia pe ură, mai bine folosește ocazia pentru a te cunoaște mai bine, pentru a căuta în interiorul tău și pentru a deveni un om mai bun. Știi ce altceva te face un om mai bun? Să te abonezi la Topop și să dai like și share acestui film. Și asta nu este părerea mea, este un fapt dovedit științific, s-au făcut și studii. Dacă vrei să afli alte lucruri pe care trebuie neapărat să le știi, mai avem două filme cu subiectul ăsta, sunt în acest moment pe ecran. Și de asemenea ne poți vizita pe Facebook, la Far Production România, pentru a fi la curent cu toate activitățile noastre. Sau ceva.